Bun găsit, doamnelor și domnilor, din nou la Drumul spre Succes. Astăzi alături de mine un fotbalist adevărat, un fotbalist cu multe realizări pe plan profesional, dar nu numai. Vom afla mai multe detalii de la Dacian Varga. Este cunoscut în lume faptul că fotbaliștii au foarte multe femei frumoase alături de ei și nu numai. Se spunea nu de mult că nu iubi un fotbalist, că e lucru foarte trist. A venit, te-a sărutat și a luat mingea și a plecat. Vreau să aflăm dacă este adevărat de la Dacian Varga. Bun venit, Dacian, și îți mulțumesc frumos că ai acceptat invitația noastră. Da, și eu vă mulțumesc frumos pentru invitație. Trebuie să te contrazic de la început. Cu ce anume? Nu este adevărat. E foarte frumos să iubești un fotbalist. Asta trebuie să întrebi soțiile fotbaliștilor care nu sunt de acord cu tine. Și o să te înjure dacă o să vadă această emisiune. Știu, asta îmi spunea și Ana Maria Prodan, pe care o cred pe cuvânt, la fel îmi confin și tu, dar e o zicală și cred că la un moment dat s-a născut ea dintr-un adevăr pur. Vreau să începem cu începutul carierei tale, cu începutul vieții tale de fotbalist. Știu că ai început de la o vârstă foarte fragedă să joci fotbal, mai exact de la 8 ani, dacă nu mă înșel, și vreau să-mi detaliez tu puțin fiecare pas al tău în drumul spre succes. Prima oară cât ține emisiunea, că nu știu dacă am timp. O să avem timp să le spunem pe toate. Da, așa este. Am început, a fost foarte fragedă, mi-a plăcut de mic, ținând cont că tatăl meu a fost și el fotbalist. De mic eram lângă el acolo pe teren, m-a luat la toate antrenamentele, mi-a intrat în sânge foarte repede microbul și nu-mi pare rău. Am început la Deva, acolo am jucat 2-3 ani de zile fotbal, apoi m-am transferat la juniorii lui Dinamo, unde am făcut junioratul până la vârsta de 17 ani. Apoi m-am dus la echipa mare la Sportu. Domnul Andone m-a luat la echipa mare. Iar într-un an, un an jumate, am debutat la prima echipă. Cum a fost debutul tău la această echipă și ce crezi că te-a făcut să ajungi acolo? Am spus, mi-a plăcut de la început, de când mergeam cu tatăl meu pe stadion, mi-a plăcut atmosfera, mi-a plăcut grupul, să fiu mereu înconjurat de fotbaliști și asta m-a făcut să ajung acolo. Faptul că l-ai avut pe tatăl tău tot în fundaș la Dinamo, dacă spun corect, te-a ajutat într-un fel mai mult? Eu știu, a fost un fel de să-i dovedești lui că îl vei depăși? Pentru că, în general, așa se întâmplă între copii și părinți. Nu, sincer, chiar n-a fost așa. El mi-a spus de la început să nu mă apuc de fotbal. El chiar m-a descurajat puțin așa. Mi-a zis, nu te duce la fotbal, e greu, nu e de tine fotbalul. Iar eu am fost încurajat de mama, care mereu a mers cu mine și mereu m-a încurajat și vreau să-i mulțumesc pe această cale că a fost alături de mine și în ziua de astăzi mă încurajează. E foarte frumos, știm că, uite, ai un părinte care te susține, iar celălalt încerca să-ți schimbe. Ce altceva te-ar fi văzut tatăl tău, dacă nu fotbalist? Nu știu, chiar nu l-am întrebat. Ținând cont că eu m-am dus de la 8 ani la fotbal, chiar nu știu ce aș putea să... ce m-aș fi văzut în primul rând, făcând în afară de fotbal. Nu, cred că fotbal este viața mea și chiar sunt fericit că pot juca fotbal. În prezent ești jucător la ACS Universitatea Craiova. Spune-ne un pic cum ai ajuns la această echipă și ce faci în prezent? Sincer, nu mă așteptam să ajung la Universitatea Craiova. Venisem după un
drum lung în care n-am jucat, n-am evoluat. Am stat 8-9 luni în afara stadionului din cauza unor certuri cu patronul de la Sportul, care deja știe toată lumea. Așa, nu vreau să... Ajungem imediat și la acest subiect. Nici n-aș vrea să mai deschid subiect, pentru că s-a terminat, a fost o perioadă grea din viața mea. Am primit un telefon de cei de la Craiova și n-am fost greu de convins. Cred că a durat maxim 5 minute să mă pun la masă cu dânsii și să semnez contractul. Nu-mi pare rău și chiar sunt foarte fericit aici. Să înțeleg că ești pe placul tuturor, te înțelegi bine cu toți colegii și antrenamentele merg strun. N-am avut probleme și sunt ferm convins că nu o să am probleme de acum înainte, pentru că sunt un băiat care sunt mereu cu zâmbet pe buze, sunt cu Caterinca, cu voia bună, așa că n-au de ce să se supere pe mine sau eu să-i supăr pe ei. E foarte interesant ce îmi spui. Îmi spuneai ceva mai devreme și chiar vreau să aducem în discuție acel conflict care te-a nemulțumit și care a făcut vâlvă în presă, care dă foarte bine la public. Exact, de-aia îl căutăm și noi și îl răscolim, nu foarte mult. Vreau să ne spui pe scurt versiunea ta a celor fapte nu tocmai plăcute. Pentru că versiunea ta, la urma urmei, ar trebui să fie cea mai credibilă și cea mai ușor digerabilă de public. Da, pe scurt, că nu vreau să zic așa în amănunt chiar pas cu pas ce s-a întâmplat. A fost o discuție mai aprinsă, nu numai eu, toți colegii mei de la Sportul, am căzut de comun acord să ne mai prezentăm la meciuri, pentru că nu mai... Am spus-o și o repet, eu am fost un caz mai fericit, pentru că eu de bine de rău am mai fost și la alte echipe unde... Slavă Domnului, am câștigat bani și mă bate Dumnezeu să zic că nu am câștigat din fotbal bani. Dar stând lângă ceilalți colegi de-ai mei și văzând că nu au o posibilitate financiară, era normal să facem toți front comun, să nu ne mai ne pregătim până când nu primeau și ei niște bani. Asta, pe scurt, așa să zic. A fost o discuție mai aprinsă, au fost certuri, au fost jigniri. E bine totuși că s-a terminat cu happy end și ne-am văzut fiecare de drumul nostru. Eu joc în continuare fotbal, asta e cel mai important. E foarte bine să vedem că ai și spirit de echipă și că îți ajuți semenii atunci când este cazul. Păi e normal, pentru că fără ei nu poți să faci nimic. Este un sport colectiv. Dacă eram la tenis de câmp sau la ping-pong, jucam unul la unul cu adversarul, ținea numai de mine. Dar așa este un sport de echipă și e normal să facem totul acum. Există prietenie adevărată între doi fotbaliști? Există o prietenie de aia strânsă precum frații? Da, există. Există prietenii. E normal. Nu neapărat fotbaliști, dar nu trebuie să fii neapărat fotbalist sau prietenul tău să fie fotbalist ca să fie o prietenie strânsă. Nu, mă gândeam că la un moment dat intervine o rivalitate, de aceea tu ești mai bun decât mine, atunci trebuie să te sabodezi, trebuie să îți pun toate piedicile posibile pentru a nu reuși să mergi mai departe, sau mergeți pe ideea că dacă e el foarte bun, trebuie să-l ajutăm cu toții pentru că echipa avansează bine. Tu spui să ai un prieten din echipă? Din echipă. Mă gândesc că cu ei stai zi de zi, cu ei ai tangențele cele mai mari și atunci automat împărtășești mai multe idei, mai multe păreri și deveniți prieteni într-un fel sau altul. De exemplu, în industria muzicală nu există prietenii. Așa că de asta întrebam dacă în lumea fotbalului... Sau și căsătorii cum nu există. Da, nu vorbim. Vorbim de prieteniile acelea, eu știu, fată cu fată, băiat cu băiat. Pentru că intervine rivalitatea, ne spun ei, nu știm noi foarte multe. Ei ne spun că nu există o prietenie atât de strânsă. Eu te contrazic, chiar am prieteni, mă înțeleg foarte bine cu ei, n-am dușmănie pe niciun coleg, din contră. Atâta timp cât e prietenie, merge echipa bine. Când există dușmănie la echipă, normal să nu meargă echipa. Este rolul managerului pentru un fotbalist? Este extrem de important sau este ceva ce te ajută decât pentru momente? Știm că se fac acele transferuri fabuloase în care intervine managerul și el te ajută. El este pionul principal, dacă pot spune așa, într-o carieră? Nu, tu ești pionul principal. Că tu dacă nu dai randament, n-are ce să facă. Aportul lui este doar că poate să-ți mai pună ceva, niște zerouri acolo la contract când se duce și negociază.
cu clubul respectiv, dar dacă tu nu ești un jucător de valoare, n-are cum să spună zerourile alea, că bate la ochi. Deci tot de tine depinde. Bine, la negociere normal că nu se compară să se ducă un jucător să negocieze cu un club sau să meargă un impresar. E mult mai ok să meargă un impresar, altcumva pune problema. Da, v-am spus, nu e 100%, mamă, ai impresar și gata, ești, te duce la cea mai bună echipă. Nu, totul depinde de tine. Cred. Depinde, dar știam că e foarte bine să ai un impresar bun care să te ajute în deciziile, eu știu, să-ți să te sfătuiască, exact, să alegi decizia cea mai corectă. Da, exact. Stai cu impresarul la masă, să fie bine pentru toată lumea, și pentru el, și pentru tine, și pentru club, asta este impresarul, dar am spus-o și mă repet, dar dacă tu nu ești un fotbalist de valoare, nu poate să te ducă la o echipă mare. Deci tot de tine depinde. El doar este un sfătuitor. Îmi spuneai un pic mai devreme, la începutul emisiunii, că mă contrazici un pic și că nevestele fotbaliștilor o să mă certe, pentru că eu spuneam că nu e bine să iubești un fotbalist. De fapt, nu eu spuneam, așa spuneau un citat. Cum stai cu dragostea? Ce înseamnă viața de fotbalist pentru viața de familie, pardon, pentru tine? Stau foarte bine, la anul fac nuntă. Casa de piatră. Da, mulțumesc frumos. Am o relație de 5 ani de zile. Mai multe ce pot să vă spun? Deci se pare că există și relații serioase. Nu toți fotbaliștii sunt așa cum îi prezintă tabloidele. Nu trebuie să-i băgăm pe toți în aceeași oală. Normal că ei sunt mai mult luați în vizor. Dacă te duci în oraș cu o fată sau la un suc să mănânci, la un restaurant, wow, a ieșit X cu acea domnișoară. Mai sunt în același restaurant, mai sunt încă poate 40 de persoane cu alte domnișoare care la fel mănâncă sau beau o cafea. Dar dacă ei nu sunt în atenția publică, normal că nu interesează pe nimeni. Ce să fac dacă meciurile sunt weekend de weekend și sunt televizate? Ar fi mai bine să nu fie televizate, că atunci poate n-ar mai fi cunoscut. De ce se spune că fotbaliștii sunt crai adevărați? De ce e vorba asta? De ce fetele tinere pe care le vedem la televizor apar așa ca ciupercile după ploaie sunt prima atracție a fotbaliștilor? Trebuie să ne dezminți cumva acest... Sau... Fetele vor fotbaliști, că ajung și ele mai repede. Păi, bine, bine, și ele vor fotbaliști, dar și fotbaliștii nu închid ochii și trec mai departe. Deci am văzut... Fotbaliștii poate doar trag la poartă și pleacă mai departe. Ai văzut că nu poți să tragi la poartă și te duci. Da. Văd că ești un feminist convins, nu reușim să scoatem foarte multe lucruri de la tine. E bine că totuși am aflat și câteva lucruri. Sunt multe domnișoare care chiar vor cu orice preț să apară la televizor și știu multe cazuri în care merg să beau o apă, un suc, o cafea sau să mănânci o prăjitură și... A doua zi apar în ziar. Le crește cota, nu mai prezintă pe podium, pe... 70 ron prezintă pe 1.300.000 că a ieșit cu X sau cu Y, așa că... Ai fost punct de atracție pentru domnișoare, le-ai ajutat să-și crească cota sau vrei să le ajuți și pe ele să-și crească? Nu, las pe alții. Cred eu că n-am fost, cu toate că când eram mai tânăr am mai apărut și eu așa din greșeală în 2-3 reviste, 2-3 ziare. Ei, uite, acum îmi vine în minte... ceva ce am vorbit cu o cunoștință comună și cred că știu de ce nu ai tu atracție, adică de ce nu te agață fetele așa pentru a le crește cota. Am auzit eu că ești un pic mai dur cu fetele atunci când vine vorba de bani, că nu le deschizi portofelul așa larg cum le deschid ceilalți fotbaliști, pentru că ei cam cu asta le atrag. Acum depinde de fiecare ce ți-l are în viață. Eu am joc fotbal să-mi întemeiez o familie. Fotbalul nu se joacă până la 60-70 de ani, că dacă jucam până la 60-70 de ani, era totul roz. Dar ținând cont că viața de fotbalist e scurtă, trebuie să știi să-ți ții buzunar. Bravo ție! Ai foarte multe tentații, toată lumea... Mergem în străinătate, mergem peste tot în vacanțe, dar totul trebuie să,
să fii foarte calculat, pentru că viața de fotbalist e scurtă și nu știi ce îți rezervă viitor. Doamne ferește, te duci la un antrenament. Cel mai bun exemplu, un prieten de-al meu, care tot știe toată lumea, Mihai Țăneșu, care a fost la un antrenament și a rămas săracu paralizat și de asta zic, e foarte greu. Da, într-adevăr. Și te felicit pentru lucrul ăsta. Mai rămânem un pic în zona asta și vreau să te întreb dacă îți dorești copii, câți copii îți dorești și când? Nu mi-am făcut un plan. Așa, vreau 3 copii, 5 copii. Când vrea Dumnezeu, sincer. Când vrea Dumnezeu și cât se poate, nu se pune problemă. Deci copii vreau siguranță. Copii vreau siguranță, chiar nu se pune problemă. Lăsăm un pic în spate subiectul familie și ne întoarcem spre cariera ta. În momentul de față ai ajuns la punctul pe care ți l-ai dorit tot timpul? Ești în... cariera ta a ajuns acolo unde îți doreai încă de la început sau vrei să evoluezi? Sincer, când m-am apucat de fotbal, mi-am dorit să joc la nivel înalt și îmi doresc în continuare. Așa că nu mă pot mulțumi cu ce am acum. Mereu vreau mai mult. Foarte bine. Am citit la un moment dat în presă, ți se spunea Messi din regie? E un apelativ corect sau greșesc? Da, fanii sportului, care sunt foarte numeroși și aproximativ 20-30. Nu, cei de acolo din regie, acolo unde este stadionul sportului studențesc, au pus o poreclă, dar nu, este departe de mine. Există și la tine un idol în fotbal? Există un om care te ghidează într-un fel sau altul, poate emoțional, poate prin felul în care joacă, te inspiri din, nu știu, tacticile lui? N-am așa un idol. Să zic, mamă, sunt nebunit după X sau după Y fotbalist, stau să mă uit la el sau așa. Niciodată n-am avut un idol. Dar, sincer să vă spun, mi-a plăcut foarte mult și ca jucător și ca antrenor Dan Petrescu. De apreciat că, uite, găsim un român între preferințele tale, că de obicei toți ne spun din străinătate mari jucători. Da, și asta după ce am stat de vorbă cu el, după ce l-am avut ca antrenor. Pentru mine este numărul 1, este ca un idol pentru mine. Îmi spuneai și tu pe parcursul emisiunii că viața de fotbalist nu este foarte lungă. Ești conștient că la un moment dat vei pune stop acestei cariere și vei continua cu altceva pentru că vei avea o vârstă destul de fragedă, dacă pot spune așa. În floarea vârstei, exact. Pentru că acum e încă momentul în care joci fotbal. Sigur te-ai gândit că vei face ce anume după ce nu vei mai juca fotbal. Deja m-am și înscris la școala de antrenori. Aș vrea să fiu antrenor. Aș vrea să rămân în domeniu pentru că cred că la asta mă pricep cel mai bine. Dacă m-am apucat de la 8 ani de fotbal, am avut ce să învăț până la vârsta asta și în continuare am de învățat. Tocmai ce v-am spus, aș vrea să calp pe urmele lui Dan Petrescu în tot ceea ce a făcut. Mult succes, ce să spunem. Există în paralel, te ocupi de afaceri, știu că se poartă acum să ai cluburi, să ai discoteci, eu știu ce se mai printre fotbaliști. Asta mai lipsește, să am vreun club sau vreo discotecă, să zică că nu-ți mai stă capul la fotbal și ți arde numai de cluburi și de discoteci. Nu, am timp după ce mă las de fotbal, am timp să fac afaceri, nu-mi fac grijă în privința asta, că nu... Să înțeleg că acum te dedici în totalitate 100%. Jocului. 100% sunt numai pentru fotbal. După ce mă las de fotbal, am timp și de afaceri. Au fost în viața ta de jucător momente și plăcute și mai puțin plăcute. Aici mă refer la cariera ta. Am văzut că a avut și urcușuri și coborâșuri, nu tocmai ok. Dar vreau să ne spui care a fost motivul. Care crezi tu că a fost această oscilare? Nici eu nu știu motivul. Dacă aș fi știut motivul, poate nu mai aveam acele coborâșuri. Nu știu, poate suntem mai ghinioniți de fel așa. Chiar nu știu ce să răspund. Vă dau cuvântul meu de onoare. Nu știu, pentru că toată lumea a rămas mirată. Să te duci să iei un campionat cu urziceni și după aceea dintr-o dată să fii suspendat 6 luni de zile, că au fost niște probleme
cu actele între Sportul și Rapid, când am semnat, a fost a căzut ca o povară pe capul meu, sincer vă spun. Să te duci să iei un campionat, să joci în Champions League, iar apoi să stai 6 luni să nu poți juca. Dar am fost optimist și n-am avut nicio grijă că n-o să revin. Am revenit, am fost după aceea în Rusia, a fost o perioadă foarte bună, iar apoi iar m-am întors în țară unde la fel. Iar a fost o mică problemă, nu din cauza mea, tot din cauza celor de la Sportul, au uitat să-mi ia cartea verde, a trebuit iar să stau 6 luni pe bară, iar trebuie să o iei de la început, mi-a fost foarte, foarte greu. Pauza aceasta te-a motivat într-un fel sau te-a făcut să, nu știu dacă e corect spus, să uiți din tehnici, te-a făcut să lași un pic mai jos garda? Te-a motivat mai mult? Mă gândesc că în momentul în care vezi această decădere, nu e tocmai plăcut și eu zic că ar trebui să te motiveze și să faci ceva, să crești peste ce ai fost. Da, nu e deloc plăcut, dar vă spun sincer, au fost momente când chiar am vrut să renunț, să nu mai joc fotbal. Am zis, nu se poate, așa e ghinionist. Ok, ești ghinionist odată, de două ori, dar la mine s-au întâmplat de 4-5 ori. Nu vi le-am spus chiar pe toate. Chiar au fost momente foarte grele, dificile în viața mea când am vrut să mă las de fotbal, sincer vă spun. Iar cu ajutorul mamei mele care m-a încurajat și mi-a spus, nu ai de ce să te lași de fotbal pentru că mereu mi-a dat moral, mi-a zis, ești un jucător bun, sunt ferm convins că o să revii și o să fii mai bun. Mi-a dat o putere și îi mulțumesc că a fost alături de mine în momentele dificile. Și cu ajutorul ei și al viitoarei mele soții, care îi mulțumesc că a fost alături de mine și la bine și la greu, am revenit și mai joc fotbal. Foarte frumos și îți dorim mult succes să fie așa cum îți dorești tu, că asta e cel mai important. Îmi spuneai foarte puține lucruri despre tatăl tău. Ok, nu te-a încurajat la început, dar cu siguranță ai avut și sprijinul lui. Te-a ajutat într-un fel sau altul faptul că ai... venit ca fiul lui Ioan Varga, te-a ajutat lucrul ăsta printre, eu știu, conducătorii echipelor sau nu știu cum se numesc ei? Da, nu m-au ajutat deloc, sincer vă spun. Nu, și chiar dacă ar fi vrut să mă ajute, eram primul care spuneam nu. Pentru că nu, dacă fac ceva în viață, vreau să fac pe picioarele mele, să muncesc ca să ajung acolo, nu să fiu împins de la spate sau să am... un drum asfaltat și eu să calc așa repede. Nu, o iau ușor așa pe cărare până ajung la un drum asfaltat. Tocmai de asta v-am zis. Nu. Vreau să tot ce am făcut, sunt mândru de ce am făcut pentru că am făcut singur, fără să mă ajute absolut nimeni. Există un sfat pe care tu ai vrea să-l dai tinerilor fotbaliști, copiilor care am văzut că sunt din ce în ce mai mulți și... Eu nu încurajez maxim sportul, e foarte sănătos și automat o carieră bună din câte observ în jurul meu. Da, încurajez și nu numai copii, încurajez și prietenii mei care îi văd puțin mai dolofani, mai plinuți, mai îi încurajez să meargă să facă sport, e foarte bun sportul. Chiar dacă nu-l faci de performanță, e bine de 2-3 ori pe săptămână să faci o mișcare, să te duci să alergi în parc, să... joci o miuță cu prietenii, să joci un tenis de câmp, să te miști, să fii în mișcare. Iar pe copii sfătuiesc să se ducă la fotbal, nu neapărat la fotbal, să se ducă să facă sport de performanță, în primul rând te educă. Te duci și te duci la fotbal, la orice sport, colectivul e altceva decât să te duci, ferească Dumnezeu, să dai de niște cercuri dubioase, să te duci stânga-dreapta, mai bine te duci într-un cantonament, unde ai o alimentație ok, colegi care socializezi, e mult mai ok. E foarte multă disciplină în sport, din câte am observat, și asta e foarte bine pentru un tânăr. Este foarte bine, tocmai ce v-am spus, este foarte bine. Chiar dacă nu-l faci de performanță, am mulți prieteni care au făcut și ei când au fost mici, până la 15, 16, 17 ani, apoi s-au lăsat, dar e altceva. Se vede că e diferență între acel băiat care a făcut sport 6-7 ani, 8 ani de zile și unul care stă, te trezește, calculator și hamburger și... Exact.
Ai venit de 8 luni, cred 9 luni în Craiova. Nu știu dacă ai mai fost până acum în Craiova. Nu, și... când jucam la alte echipe contra Craiova. Veneam, jucam și plecam, dar așa. Ok, vizită. Vizită, da. Vizită de serviciu. Vizită de serviciu. Cum e Craiova? Cum te-ai acomodat și cum ți-ai făcut relații în Craiova? Mă gândesc că ai prieteni deja în 8 luni, din câte știu, ești o persoană destul de sociabilă și te acomodezi destul de ușor cu cei din jur. Mi-am făcut prieteni, v-am spus, sunt o fire care nu-i place să stea într-un colț așa retrasă. Îmi place să vorbesc, să socializez, să fac o glumă, să mergem la un suc, la un restaurant, să mergem, să râdem, să glumim. Imediat mi-am făcut prieteni. Tocmai de asta am și venit cu un prieten de-al meu. Îi mulțumesc că m-a luat de la stadion. E bine. Deci te ajută prietenii în orice situație. Prieteni la nevoie să-i cunosc. Eu promit când o să vină la București, o să-l plimb și eu în București. Da. Bine. O să trec și eu prin București, că trec destul de des, să mă invit și pe mine la un tur al Bucureștiului. Cea mai mare plăcere, te invit, la fel ca și pe prietenul meu. E foarte interesant și vreau să mă întorc un pic în viața ta personală și să ne spui care crezi că a fost, eu știu să zic așa, flerul tău pentru mai mult spre fotbal decât a studia un anumit domeniu. Știm că, nu știu, acum se caută, din câte observ, medicina este la mare bătălie. De ce nu ai ales mai mult genul ăsta de activități? La medicină, fiind foarte mic, cred că nici nu ajungeam la masă. Am 1,10 m, glumesc. Nu prea ajungeam. Cam 1,80 m, așa. Masă fiind foarte înaltă, nu prea ajungeam la masă. Ce să fac? Glumesc. Dacă de la 2 ani am fost dus pe stadion, nu vedeam decât stadionul, vedeam terenul acela verde. Am fost înnebunit după fotbal. Neglijează fotbaliștii studiile? Neglijează Dacian Varga studiile, pardon? Eu mulțumesc Dumnezeu, chiar m-am ținut de școală și am terminat și o facultate, așa că nu... Asta voiam să te întreb. Spune-ne, te rog, că sincer nu am găsit foarte multe lucruri despre ce ai studiat tu în trecut. Am terminat facultatea de educație fizică și sport, liceul de informatică. Deci puteai să te faci matematician sau informatician fără probleme. Matematician fără nicio problemă. Este foarte bine și se pare că nu ți-a plăcut domeniul, așa că ai ales facultatea de educație fizică și ai ajuns fotbalistul pe care îl visai atunci când erai copil, nu? Exact, exact. Nu sunt mulțumit cu ce am făcut, dar v-am spus, mereu este loc de mai bine, așa că nu mă las aici. Cum sunt vacanțele lui Dacian? Sunt foarte frumoase și binevenite. Da. Dese? De două ori pe an. În vară 2 săptămâni, iar acum în decembrie tot la fel 2 săptămâni. Îmi plac vacanțele mai exotice, așa că... În două pe timp de iarnă, că noi tremurăm aici, tu mergi la plajă, nu? În Bora Bora sau mai știu eu unde. Da, chiar am fost în multe vacanțe în perioada iernii, unde este căldură. Nu-mi place frigul și tocmai de aceea, acum am vacanță, fug repede la căldură. Îmi încar bateriile pentru când mă întorc. Mă așteaptă 2 cantonamente grele. Mult succes, să spunem și noi de acum. Vreau să îmi spui și un pic despre viața ta în afara terenului de fotbal. Pe fiecare zi, adică cel puțin așa știu că aproape zilnic aveți antrenamente, chiar și de 2 ori pe zi, cu atât mai frumos. Ce se întâmplă în momentul în care ai terminat acele antrenamente? Acum presupun că le-ai terminat, ce vei face? Până la sfârșitul zilei sau mâine până la primul antrenament? Nu, până în seara asta, la ora 11, când trebuie să mergem acasă. Da? Avem un program strict. Ok, nu e duminică, a trecut un pic weekendul. Nu există la sportiv weekend. Nu există? Nu există weekend. Deci să înțeleg că la ora 11 s-a dat stingerea, toată lumea merge la somn, să fim fresh pentru a doua zi? Normal, automat. Dacă ai 2 antrenamente, nu poți să umbli, să bândui prin oraș. Nu, te duci la o cafea, te duci, mănânci la un restaurant, te duci cu prietenii, râzi, glumești, te mai duci la un film. Ce face orice om, nu, să știi că nu facem nimic ieșit din comun. E o viață normală, așa cum... Știi,
ce poți să faci? Să te duci să bei o cafea, să bei un suc, la un restaurant, mănânci, râzi, glumești. Cât de des ieși în cluburi? Foarte des, aproximativ niciodată. Păi când să ieși în club dacă ești în cantonament? Mă gândesc că sâmbătă, noaptea, acolo, când toată lumea forfă în oraș, când toți încearcă să ajungă la primul club, la... În vacanță. În vacanță, 2 săptămâni. 2 săptămâni, păi când altcândva? Dacă ai meci duminică, sâmbătă ești în cantonament. Nu se pune problema de ieșit. Bine, cred că nici nu duceți foarte mult dorul, pentru că ne fiind obișnuiți cu ele... Dar n-am timp, am timp, 2 săptămâni, mă distrez, îmi ajung. E foarte bine și cred că conștiința asta te-a ajutat să evoluezi frumos, așa cum ai evoluat. Întorcându-ne la fotbal, există anumiți termeni în contracte care nu îți permit să faci lucruri, nu știu, am văzut mai nou acum la persoanele foarte mediatizate, nu le permit să vorbească cu presa decât după meciuri, nu le permit, nu știu, aparițiile TV la diverse emisiuni unde omul poate cu bună intenție îl invită, alții cu dorința de a mediatiza un scandal sau altul. Cum ți se par aceste lucruri? Crezi că e mai bine să fiți mult mai discreți? Da. Sau, sincer, da. E normal, mi se pare normal. Doar nu-i însemnezi acolo un contract și te-a pus să vorbești, trebuie să-ți dea cineva acceptul de la club. Exact și când m-ai sunat, am spus, vin cu cea mai mare plăcere, nu se pune problema dacă... Cei de la club îmi dau voie, n-am nicio problemă. Este mult mai bine. Iar nu cred că merge vreun fotbalist la televizor să spună la ce opera a fost sau la ce muzeu a vizitat. Automat merge să fie scandal, o domniță, o duduie, a fost, a cu mine. Ați știți cum e, scandalul se vinde cel mai bine și voi știți oricum știți mai bine ca mine. În momentul în care ești deja o persoană publică și presa te taxează așa, cum de altfel am văzut și pe Adrian Mutu, și pe Cristea, și pe, nu știu, sunt o grămadă, îți crește cota ca fotbalist? Adică te ajută mai mult? Ca fotbalist chiar nu te ajută, din contră. Ca fotbalist nu te ajută, pe tine nu te ajută deloc scandalul. Din contră, îți faci o imagine proastă și o să auzi dacă mergi la un stadion. Deci cine mi-a zis acolo când intră pe teren, nu s-auzi niște vorbe de nu prea ortodoxe. Nu, chiar nu te ajută, sincer, ca sportiv nu te ajută asemenea apariții în presă. Eu recunosc că nu am mers de foarte multe ori pe stadion, mergeam mai mult când lucram în presă și făceam știrile sportive, care recunosc că nu mi-a fost foarte drag să le fac, dar... Ce trecea pe lângă urechile mele nu era tocmai plăcut, gândindu-mă că vor ajunge la urechile acelei persoane pe care ei o bifau frumos acolo. Auzi ce strigă susținătorii, te demoralizează sau ești concentrat atât de mult pe joc încât ți-e indiferent ce spun ei? Tu crezi că dacă ar striga 2.000, 5.000, 8.000 de oameni, 10.000 de oameni, n-ai auzit? E nebună la care zice că n-aude, sincer. Normal că auzi. Auzi, chiar auzi tot. Doar trebuie să fii puternic și să treci peste asta. Bine, cred că și experiența la un moment dat te călește. Adică deja devii imun pentru că te mai afectează, dar ești nu... Ești obișnuit, adică... Exact cum ai spus, experiența te face să treci peste... Îți dai seama, dacă ții la un copil de 18 ani care are 3 meciuri și abia a debutat și la echipa mare, îți dai seama că îi tremură genunchi. Să mai audă și 2-3 vorbe dulci, se mai cere și afară. Gata, schimbă-mă, domn profesor, că îmi tremură genunchi. Asta cu timpul treci peste, dar n-ai cum să nu zici că n-ai auzit. Auzi orice. Ne întoarcem un pic spre finalul emisiunii la familie și la viața ta și vreau să-mi spui cum sunt sărbătorile în familia ta, familia Varga. V-am spus, cum iau vacanță, am și fugit. nu prea stau, nu stau deloc. Cred că n-am stat în ultimii 6-7 ani, n-am stat deloc în țară de sărbători. Îmi place să mă duc la soare, asta am să fac și anul acesta.
Așa, nu știu, să se simt așa magia Crăciunului, cu zăpadă, cu frig, cu înjurături, cu împinsături la supermarket. Nu, 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 îi las pe alții să se simtă. Eu mă duc să mă relaxez, mă duc să mă simt bine, că de asta am vacanță. Degeaba stau acasă să-mi fie frig, să n-am chef de vacanță, nu mă bucur de vacanță. Așa mă duc, mă relaxez, mă duc cu prietenii, ne simțim bine, îmi car bateriile pentru anul care vine. De aceea, Aniu, îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația noastră, îți urez mult succes în carieră, Casă de Piatră, la anul așteptăm să ne inviți la anunta ta, cu siguranță presa va fi acolo, dar noi așteptăm invitație așa. Și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Sper să zic ceva și de Craiova, nu? Că așa e normal. Asta urma să ne trimi, să ne transmiți un mesaj și să ne spui tu așa câteva cuvinte despre Craiova și despre ce nu ai apucat să ne spui. Poate am omis să te întreb ceva și... Nu, vreau să spun decât despre Craiova. Așteptăm să vină lume cât mai multă la stadion, pentru că avem nevoie de ei. Suntem pe un drum foarte, foarte bun. Ne așteaptă două meciuri foarte grele, acum sâmbătă cu Ceahlău și apoi în Cupa României cu Steaua. Tocmai de asta fac un apel la Olteni să vină cât mai mulți la meci. Unde se vor juca? La Craiova? Aici, pe Ioan Oblemencu. Deci, deja am primit invitația oficial, vă invit și pe dumneavoastră să veniți. Te rog, transmite-ne un salut de încheiere tuturor celor care ne privesc și spune-ne la ce să se aștepte așa în scurt timp din partea ta. La ce să se aștepte? La cât mai multe realizări pe plan fotbalistic și să ducem Craiova acolo unde este locul. Mult succes să-ți dorim și noi. Până data viitoare ne vedem cu Maila și bunătățile ei, vom vedea ce ne pregătește de data aceasta. Îi mulțumesc lui Dacian Varga, dumneavoastră că ați fost alături de noi, numai bine! Am ajuns și la emisiunea pe care mi-o doream foarte mult, aceea în care Maila ne va pregăti un desert delicios. Am înțeles că va fi desertul meu preferat, îi mulțumesc din suflet. Bun venit, Maila! Bine te-am găsit, Florin, bine ai venit din nou la mine în bucătărie. Ei bine, astăzi da, vom găti un desert tot franțuzesc, că se pare că ne-am învățat cu deliciile franțuzești. Și astăzi vom găti un mus de ciocolată albă cu fructe de pădure și va fi delicios de bun. Cu siguranță va fi delicios, eu am mai mâncat mus de la tine și sigur a fost cel mai bun. Ei bine, prima oară ai mâncat un mus de ciocolată neagră, de data asta vei mânca un mus de ciocolată albă, care să știi că pentru mine este mai bună ciocolata albă, pentru că mi-e place mai mult ciocolata albă. Și e mai dificil, din câte știu eu, ciocolata albă se gătește mult mai greu. Exact, pentru că ciocolata albă se face din grăsimea de la cacao și este puțin mai greu de manevrat, pentru că se taie mai ușor decât ciocolata neagră, dar fiind profesioniști, noi doi ne descurcăm așa. Mai ales eu, cu siguranță ne descurcăm. De ce avem nevoie? Ce ingrediente? Avem nevoie de frișcă, pe care eu am bătut dinainte. 150 de grame de frișcă avem aici, două ouă, am separat gălbenușurile de albuș, gălbenușurile le-am bătut cu o singură lingură de zahăr, pentru că ciocolata este deja foarte dulce și fiind și frișca deja îndulcită, nu mai are rost să mai băgăm alt zahăr. Oricum, avem, e o frișcă vegetală sau... Este frișcă vegetală, îndulcită, pe care ți-am spus, înainte am și montat-o, gălbenușurile cu o singură lingură de zahăr și albușurile separat le-am bătut și le-am făcut spumă. Adică acestea, da. Ok. Ce avem aici? Aici avem puțină apă pe care o vom pune în ciocolată în momentul în care ciocolata se va topi, pentru a face-o mai moale și mai ușor de manevrat. Același timp avem niște unt și untul se va băga tot în ciocolată, pentru a deveni mai cremoasă ciocolata. Și mai avem fructele de pădure cu care vom face plating-ul la sfârșit. Ok. Mai avem aici, să spunem telespectatorilor, da, și un lucru important pentru musul de ciocolată este gheața. După cum vedeți, am într-un bol gheață și separat un alt bol în care voi amesteca toate ingredientele, deoarece în momentul în care amesteci deasupra gheții, se prinde mult mai ușor și se face spumă. Dacă veți încerca acasă fără gheață, nu va ieși acel mus, va ieși o cremă. Cremozitatea aceea. Exact. Trebuie să facem niște goluri. Și pentru a face niște goluri, gheața este foarte bună și în același timp telul. Se lucrează cu tel.
pentru a face. Deci este totul manual, nu avem nevoie de blendere, de... Nu, nu avem nevoie de nimic altceva decât de o mână puternică și mușchi. Facem și sală, în bucătărie, da, bine de știut. De păi, da. Care e primul pas pe care trebuie okay, să-l facem? Care trebuie să-l facem va fi să luăm ciocolata. Uite, ciocolata nici n-am spus. Se pun 300 de grame de ciocolată la două albușuri. Două albușuri, două galbenușuri. Ciocolata eu deja am pus aici la topit, după cum vezi, da. Pentru că durează în jur este de pe baie de abur. Pe baie de abur, neapărat, pentru că dacă o punem în tigaie se va arde și ne va mai ieși ce trebuie. Va dura vreo 10-15 minute lăsând la baie de aburi, dar este mai bine, este mai sigur și este mai bună ciocolata. Odată ce ciocolata se va topi, ceea ce va mai dura încă vreo câteva minute, eu o să vă povestesc puțin despre istoria musului de ciocolată, pentru că mi se pare o istorie foarte interesantă. Faptul că acest mus de ciocolată a fost o greșeală. În momentul în care a fost făcut musul de ciocolată, niște bucătari de la Curtea Regelui din Franța s-au apucat să facă un fondant de ciocolată. Iar unul dintre ajutorii de bucătari, din greșeală, a turnat frișcă în această ciocolată. Îți dai seama, mare scandal în bucătărie, domne, ce ai făcut, cum să pui frișcă în ciocolată, s-a stricat ciocolata. Și în momentul în care șeful bucătar a văzut acest lucru, a spus ganaj. Ganaj înseamnă neîndemânatic. Și așa i-a spus acestui bucătar, ganaj, ce ai făcut aici? Și în momentul de față, acest mus de ciocolată mai are și numele de ganaj, tocmai pentru acest gest neîndemânatic pe care l-a făcut bucătarul. Ei bine, după acest gest neîndemânatic, se pare că musul de ciocolată a prins foarte bine în rândul tuturor. Ba chiar din 1950 încoace, este un desert foarte căutat și se poate numi chiar un desert sofisticat. Dar după cum vedeți, este și foarte ușor de făcut. Un desert rapid, la rece, pe care putem să-l facem. Un lucru foarte important pe care trebuie să-l știm este că desertul nu se poate servi imediat. Se poate servi cam la 2-3 ore după ce a fost ținut la frigider. Până atunci nu se poate. Ei, noi o să-l gustăm când va fi cald, după care vă scriem pe paginile de Facebook Florin Burescu, Drumul spre succes cu Florin Burescu, găsiți acolo informații. Vă scriem cum este și vă arătăm și fotografii cu el. Cred că s-a topit ciocolata, ne putem uita la ea și adăugăm ciocolata în acest bol care este pus pe un pat de gheață. De gheață. Momentan, după cum vezi, ciocolata este aproape topită. O să mestec puțin în ea pentru a o topi bine. Și după ce voi topi, voi adăuga întâi untul, apoi apa. Vei vedea că la un moment dat, inclusiv telespectatorii acasă, e posibil să li se taie ciocolata, pentru că asta se întâmplă în momentul în care adaugi apă și unt în ciocolată. O veți vedea tăiată. Dar nu contează. Important este să mestecați energic cât mai bine, pentru că ciocolata se își va reface compoziția și textura destul de repede. Important este să fie mestecată bine. Inclusiv maioneza, în momentul în care s-a tăiat, se poate remedia. Da, de obicei știam... apă rece sau lămâie, din câte știam eu. Știam că în momentul în care s-a tăiat, o aruncam și începeam alt preparat. Important este să mestece energic. Este foarte important acest lucru. După cum vezi, asta fac. Acum, în sfârșit, este topită cum trebuie. Și vom adăuga unt. 40 de grame de unt este ok, nu mai mult de atâta, pentru că după aia o facem prea gras. Am adăugat untul. După cum vezi, oricum ciocolata este fierbinte, untul se va topi imediat. Și imediat ce se va topi untul, voi adăuga și puțină apă. Dar apa trebuie să fie rece, ăsta este un lucru important. Apa rece. Apa rece, rece, exact. Va fi puțin un șoc termic pentru ciocolată, dar nu este nimic, este un lucru important. Pentru că acest șoc termic ajută la crearea bulelor. De asta trebuie să fie apă rece. Devine acel must aerat pe care îl mâncăm la restaurantele de fițe, unde se cere un preț colosal. O să vorbim imediat și de preț. Vreau să te întreb dacă folosești la deserturi și sarea. Da, câteodată este bine să folosești și sare la deserturi, în special când faci torturi de ciocolată sau prăjituri cu ciocolată. De ce? Nu se simte gustul sării. Sarea doar accentuează dulcele ciocolatei. Și atunci este bine să adăugăm și puțină sare. În această rețetă nu mai este nevoie să accentuezi dulcele, pentru că ți-am spus, ciocolata este dulce, frișca este dulce, am pus și foarte puțin zahăr în gălbenușuri și atunci nu mai este nevoie să fie accentuat, pentru că ar ieși un desert mult prea dulce și mult prea grețos, ceea ce n-ar fi ok. Tocmai spuneai tu un pic mai devreme că trebuie lăsată și la frigider. Exact. Acest desert trebuie lăsat și la frigider.
Foarte mulți oameni se tem să folosească gălbenușul de ou, chiar dacă acesta este foarte bine bătut, fără a-l fierbe. Da, într-adevăr, se spune că este periculos, dar vei vedea imediat că eu, după ce voi adăuga puțină apă rece, voi adăuga gălbenușul în interiorul ciocolatei care deja este caldă. Și în momentul în care ciocolata este caldă, efectul termic va fi unul de coacere pentru gălbenușuri. Și el are automat și își face procesul lui de coacere. Da, plus că gălbenușul se face destul de repede. Într-un minut, două, este gata și dacă îl pui în tigaie. Eu ți-am mărturisit încă de la începutul emisiunii, de fapt știi și tu destul de bine, e desertul meu preferat. Ador ciocolata în toate formele posibile și imposibile. Observ că în momentul în care ai adăugat acea apă rece și s-a întărit extraordinar de mult. Exact. În momentul ăsta mai adăugăm puțină apă rece și mestecăm. Exact ce spuneam, este foarte important să mesteci foarte energic și în momentul în care mesteci energic, vei vedea că nu se întâmplă nimic cu ciocolata. Este momentul să îl mai pui din nou la foc sau îl lași pur și simplu așa? Să mai pui la foc, îl lași așa. În momentul în care vei adăuga gălbenușul, se va întări iar, pentru că asta se întâmplă. Dar va fi încă un produs rece pe lângă cele exact, care. Exact. Vom adăuga gălbenușul. Și cum ți-am spus, ciocolata fiind caldă, gălbenușul se va coace destul de repede. Iar acum nu te ajută mai mult telul sau se omogenizează mai bine cu lingura? Nu este nevoie de tel. Telul îl voi folosi la sfârșit. Uite, după cum vezi, acum pare ca și cum ciocolata ar fi tăiată, da? Îl vom mesteca foarte bine ciocolata și ciocolata va prinde aceeași textură în următoarele minute. Nu-mi imaginam cum se face. Spun sincer, nu știam să fac un mus de ciocolată. Mănânc foarte des. În schimb, să îl prepar nu am întreținut niciodată. Părea o cremă tăiată, acum arată din ce în ce mai bine, prinde culoare, prinde formă și vreau să te întreb ce cantitate prepari tu aici? Câte persoane pot mânca din ceea ce din produsele pe care tu le-ai enumerat? Din 3 gălbenușuri de ou, 300 de grame de ciocolată, îți dai seama că o să fie cam 2 porții, 3 porții date peste cap. Acum depinde și de... Dacă mănânci cum mănânc eu mai mult și îmi place să fie paharul cât mai plin, sunt 2 porții. Lăsăm 2 porții. Poate chiar o porție, dacă ne gândim mai bine. Da, să nu facem nici exces, pentru că, așa cum ai spus și tu, ciocolata e foarte dulce, zahărul și are și rostul aici. Ai mai pus puțină apă, tocmai pentru a se omogeniza mai bine. Da, exact. După cum vezi, acum a devenit destul de dură și atunci eu pun puțină apă pentru a o face mai moale și a o face să devină din nou crema așa cum era la început când se topise ciocolata și nu adăugase nimic altceva. Uite, acum zici că facem o maioneză aici și culoarea ciocolatei albe. O maioneză, mai lucrăm un pic și brațele dacă am mâncat mai mult înainte. Uite, doamnelor, dacă vreți să dați jos kilogramele în plus, intrați în bucătărie, luați un tel, faceți un mus de ciocolată. Soțul este cel mai fericit, așa că... Dar poate să încerce și... Așa, și o soție slabă și are și mâncare bună. Exact, dar poate să încerce și domnii, cred, să facă, pentru că e o rețetă foarte simplă, nu trebuie foarte multă pricepere, dacă pot spune așa. Mai degrabă o rețetă de făcut pentru domni, la câtă forță îți trebuie aici să tot mesteci în ciocolată. Uite, după cum vezi, ciocolata a devenit acum o cremă așa cum era la început, înainte de a pune apa, înainte de a pune untul și gălbenușurile, când era... Zici că era stricată, da? O culiță să gust, da, pentru că arată extraordinar de bine. Mie mi se pare că seamănă cu o cremă de vanilie. Da, seamănă cu o cremă de vanilie, dar gustul este de ciocolată. De adevăr, ciocolată albă. Ok. Am făcut ciocolată albă, acum putem să o turnăm în acest bol. E bolul așezat pe patul de gheață. Exact. Patul de gheață care este important pentru a forma bulele. Dacă vrem să facem o cremă de ciocolată albă, putem să facem exact aceleași tehnici, numai să nu punem sub gheață. O să te ajut eu să tragem mulțumesc. Un pic mai în față bolul, pentru a vedea telespectatorii exact. Ok, aici avem ciocolata și cu gheața. Următorul pas va fi să punem frișca. Frișca, ai nevoie de o cantitate mai mare de frișcă sau se pune în funcție de gust, de preferințe? Frișca, eu să știi, nu vreau să pun foarte multă. De ce? Dacă pui o cantitate foarte mare de frișcă, în afara faptului că îi va da acea formă de spumă și toate cele, va fi prea mult gust de frișcă și mie nu-mi place frișca. Mie îmi place frișca decât într-o cantitate mică, exact.
Exact cum v-am spus, la 3 ouă cu 300 grame de ciocolată, 150 de grame de frișcă, adică la jumate, este mai mult decât ok. Iar acum noi vom mesteca foarte, foarte bine. Energic și bine, dar sigur. Exact, după cum vezi, în acest moment, deja începe să-și schimbe și culoarea. Și culoarea și mi se pare că este mult mai, mai maleabil, da, mult mai exact, ușor de mestecat. Este mult mai ușor acum. Tocmai pentru faptul că am băgat frișcă și în momentul în care bași frișcă devine exact ca o cremă, nu mai este atât de tare. Se poate înlocui gheața de jos cu apă de la congelator, apă rece? Da, să știi că se poate înlocui. Singura problemă în momentul în care pui apă și mesteci este că toată apa va sări pe tine. Și asta e puțin cam complicat. Deci trebuie ceva solid să nu... Vrei să faci o băiță? O glumită? Da. La cât e de cald afară și la cum se anunță vremea în următoarea perioadă, clar nu cred că vrea nimeni să facă o băiță. A prins o culoare senzațională, o formă superbă. Ce să spun? Eu abia aștept să îl gust. S-a albit foarte mult. Da. Într-adevăr, ciocolata albă are o tentă gălbuie. Da. Iar frișca o deschide foarte okay. mult. Am pus frișca, am amestecat. Aceasta trebuie să fie textura musului. Din care eu o să gust din nou. Și a schimbat gustul? Foarte mult și e foarte cremoasă. Mm-hmm. La extraordinar frișca. De cremoasă. Okay. Iar exact cum spuneai tu, nu și-a pierdut gustul de ciocolată sau mai bine spus, nu a fost înlocuit gustul de ciocolată cu cel de frișcă. Nu. Tocmai pentru că am pus puțin. Dacă aș fi pus toată cantitatea de frișcă pe care eu aveam aici, care a fost gust de frișcă cu o tentă de ciocolată și noi nu asta vrem. Noi vrem totuși un mus de ciocolată. Ok, acum voi lua această lingură și voi adăuga albușurile. Albușurile care au fost bătute, simplu, fără nimic. Am adăugat puțină sare în albușuri. Aproape sare pentru... Da, este oricum un truc pe care majoritatea gospodinilor ar trebui să-l cunoască. Faptul că dacă punem puțină sare în albușuri, se bat mai ușor. Dacă îl cunosc, eu sigur îl cunosc toate gospodinele, deci e clar. Ok, și acum iar amestecăm musul. Din nou energic, din nou mai facem puțină sală. De jos în sus, că este și asta o mișcare destul de importantă. Se aplică aceeași regulă ca la maioneză, dacă ai început în partea dreaptă, așa continui până la final? Da, mai ales când este ciocolata fierbinte, dacă tu ai observat când eu am luat ciocolata, dacă aș fi amestecat în multe direcții, n-aș mai fi făcut nimic cu ciocolata. Este, e foarte important, trebuie să fiți atente de fiecare dată, sunt mici secrete pe care dacă nu le respectați, nu veți avea produsul mult dorit. Maila deja face și puțin zgomot să fim siguri că să știe lumea că ne aflăm în bucătărie. Devine agresivă cu musul. Ok, musul este gata. Acum îl vom monta. Avem aici două cupe foarte drăguțe. Putem folosi absolut orice... Exact. Acasă, dacă doriți, puteți să montați și cu poșul. Eu am învățat și mă destul de bine cu lingura. Așa că voi începe cu lingura. O să le facem o singură cupă pe care să o poată, să se poată inspira din plating-ul tău, telespectatorii, pentru că fiecare are ideile lui, fiecare vine cu... Aici ține decât de imaginație. Și asta am văzut atât la... La dulciuri în special, să știi că imaginația este mult mai mare, cel puțin din perspectiva mea, cum depinde de fiecare persoană în parte. Eu sunt o mare pasionată de dulciuri și de platinguri făcute pe dulciuri. Mi se pare așa niște chestii frumoase, să pui floricele. Din câte știu eu la faimosul concurs la care ai participat și ai obținut un loc fruntaș, ai avut ceva probleme pentru că unul din jurați era un pic mai dur atunci când venea vorba de deserturi, de platinguri deserturilor și multe alte astfel de, lucruri. Avem aici smeură? Avem smeură pe care eu am cumpărat-o proaspătă și am congelat-o dintr-un singur motiv, pentru a se menține, pentru că... Își pierde din proprietăți în momentul în care congelezi? Îți dai seama că orice fel de aliment în momentul în care îl congelezi, da, își pierde din proprietăți, dar în același timp ai ocazia să ții mai mult din el decât dacă l-ai luat proaspăt, pentru că smeura oricum este foarte moale... Și atunci este puțin cam complicat să ții mult din ea. E foarte frumos, pui multă smeură, multe fructe, ceea ce e foarte bine, fructele au... Multe fructe, mai ales smeura. Smeura este acrișoară.
având musul de ciocolată care este oricum foarte dulce, tu care ești un pasionat, știu că l-ai mâncat liniștit. Eu fără, l-aș mânca fără probleme. Dar sunt persoane care nu acceptă zahărul în cantitate atât de mare. Și, atunci și tot timpul un echilibru, trebuie făcut un echilibru. Exact. Eu pun smeură sau orice fructă aveți, acrișor. De ce? Merge mult mai bine pe dulce, dulce, acrișor. Este o combinație perfectă. Iar avem și o floricică din zahăr, o floricică comestibilă. Din zahăr, cu marțipan, lucrată de dinainte. Și este un mic artificiu care merge perfect pentru a decora o prăjitură de acest e lucru. Foarte frumos, eu l-am gustat, vă recomand cu mare drag, e delicios. Un desert ușor, aveam impresia, așa cum spunea și Maila, că e un desert foarte complicat, foarte sofisticat. El este prin... eu știu, reclama făcută este un desert al bogăției, un desert dar, de fapt, al... aparențele înșală, după cum vezi. Ca în orice alt domeniu. Mai las, mulțumesc din suflet, recomandă-ne și o băutură pentru acest desert. Pentru acest desert vă recomand un vin spumant, demi-dulce sau poate chiar dulce, dar spumant, în primul rând, pentru că, având în vedere că avem un desert, un vin spumant este perfect. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu! Până data viitoare, toate cele bune. Poftă bună și spor la gătit!